În acest clip vreau să vă vorbesc despre băuturile răcoritoare de tip cola. Nu le numesc care sunt, pentru că toate sunt la fel și nu vreau să pară că atac una dintre ele. Și de fapt nu este vorba de vreun atac, ci vorba despre prezentarea unor fapte. Acidifierea acestora, deci acel gust acidulat pe care îl au aceste băuturi, este dat de un component care se găsește în aceste băuturi, și anume acidul fosforic. Numai că acidul fosforic are un efect pe care multă lume nu-l cunoaște și care este foarte periculos, și anume scoate calciul din dinți. Da, eu mi-aduc aminte că am văzut de mult un clip în care cineva spunea că dacă pui un dinte într-un pahar de cola, a doua zi nu mai găsești dintele sau, mă rog, rămâne foarte puțin el. Și am făcut testul ăsta când Sandra, fica mea, era la vârsta la care își schimba dinții, am luat un dinte, un canin și l-am pus într-un pahar de cola. Și, într-adevăr, a doua zi nu mai era nimic. De atunci m-am convins efectiv de chestia asta. Și acum, de ce mi-am adus aminte de acest subiect și de ce fac acest clip? Din două motive. Am întâlnit o persoană, un tânăr până în 30 de ani, care bea foarte multă cola. Zil, deci apa nu bea, bea decât cola. Ajunsese la un moment dat chiar să bea 4 litri pe zi, deci bea extrem de mult, acum a ajuns la 2 litri pe zi. Problema este că practic nu mai are dinți. Deci, bând atât de multă cola, pur și simplu dinții s-au decalcifiat și nu mai are dinți. Nu știu ce fac, are niște cioturi. Deci, nu, probabil că va trebui să-și facă implanturi. Toată gura să o facă cu implanturi. E un caz extrem, este adevărat, n-am mai întâlnit așa ceva, pentru că de ani de zile numai asta bea și este dependent pur și simplu, nu se poate abține, dar i-a distrus dinții la modul propriu. Dar, hai să zicem că nu este un caz extrem și nu se întâmplă la toată lumea, sigur. Dar problema este că sunt atacați dinții de acest acid fosforic, este extras calciu. Dinții devin mai fragili, devin mai sensibili, devin în plus cola, băuturile cu cola care au zahăr, zahărul și el susține dezvoltarea unor germeni patogeni care și ei atacă smalțul dentar și în felul acesta apar carii mult mai ușor. Deci pe de o parte dintele e decalcifiat, pe de altă parte bacteriile care vin și ele și produc reacții la nivelul smalțului dentar și iată că apar cariile, și care sunt, bineînțeles, foarte neplăcute și foarte periculoase, trebuie tratate, bineînțeles. De aceea, eu zic că ar trebui copiii, și nu numai copiii, dar copiii sunt cei mai sensibili la aceste băuturi, să se abțină, dați-le să bea o dată pe săptămână, de poftă, pentru că sunt copii și, bineînțeles, că își doresc așa ceva, dar să nu exagereze. Pe lângă faptul că aceste băuturi îndulcite cu zahăr au și o serie de consecințe negative asupra metabolismului. Produc insulinorezistența la rândul ei duce la obezitate, poate să ducă la diabet de tip 2, apoi zahărul care se compune dintr-o moleculă de glucoză și o moleculă de fructoză, fructoza la rândul ei duce la apariția ficatului gras non-alcoolic, deci iată numai și numai complicații. De aceea, limitați-le consumul de băuturi îndulcite cu zahăr în general, băuturi răcoritoare în general ar fi bine să nu bea, iar cele de tip cola au în plus și acest mare dezavantaj că distrug dinții prin acidul fosforic pe care îl conțin. Recomandarea mea este deci limitați-le consumul și corpul lor vă va mulțumi. E adevărat, mai târziu, dar vă va mulțumi. Numai bine, sănătate, la revedere, gânduri bune!